În cea de-a treia zi a festivalului Babel, evenimentele culturale pentru copii au continuat. Sala mare a teatrului Tony Bulandra din Târgoviște s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei mici veniți să vadă piesa de teatru Hansel și Gretel pusă în scenă de Opera Națională Comică pentru Copii București. Hansel și Gretel sunt lăsați singuri acasă. Cei doi se joacă, dansează și cântă. Mama lor sosește pe neașteptate, supărată că nu făcuse rost de bucate în ziua aceea. Îi trimite în pădure să culeagă fraci și mure pentru masă. După plecarea grăbită a copilor, mama deplânge sărăcia în care trăiesc. Tatăl se întoarce vesel acasă, mulțumit că având multe mături și a putut în acest fel să cumpere de mâncare. Bucuria îi dispare atunci când află că mama a trimis copiii în pădurea unde trăiește înfricoșătoarea baba Cloanța. Povestea continuă, Hansel și Gretel ajung în pădure, culeg fraci și mure, noaptea se lasă, aceștia sunt ocrotiți de zâna nopții, iar zâna zorilor îi trezește, iar într-un final ei reușesc să scape de baba Cloanța și se întâlnesc cu părinții. Piesa s-a bucurat de aplauzele publicului. Ți-ai pierdut mințile, nevastă! Dacă se rădăcesc!
Activitățile din cadrul festivalului Babel continuă. De exemplu, vor fi activități în aer liber la scena de lângă primăria Târgoviște, unde copiii se vor bucura de picioroangele de la Asociația Sibiu. De asemenea, spre seară vor avea loc activități și în sala mare a Teatrului Tony Bulandra.